Bine v-am regăsit, mis queridos, ca să vorbesc așa pe o spaniolă, că domnul Cătălin va trebui să cam învețe dacă ține aproape de Dinamo, dar sunt întâi de toate curioase de ce e domnul Cătălin atât de obosit. Băut vreo două cafele deja înainte, ce se întâmplă cu tine? Mamă, ce m-a Ești dat. În formă sau nu? M-a dat în gât imediat. E în formă ca Dinamo. Da, păi sunt un pic obosit că am stat azi noapte la US Open, na. Știi cum e, când ai un interes... Stai acolo și consum timpul. Stai la US Open ca să... Discutăm despre tenis azi. Ca să discutăm despre tenis, da, exact. Astăzi o să explic două strategii care se pot aplica pe meciurile de tenis. Desigur, sunt valabile și la fotbal, dar dacă tot a început sezonul de tenis în forță, urmează și Roland Garrosul, eu zic că e foarte bine să le stăpâniți și pentru asta vă propun să... Aruncăm o imagine pe o privire pe ecranul meu. Am deschis piața meciului dintre Medvedev și Dominic Thiem, da, semifinala de la US Open și după cum puteți vedea aici, avem niște cote aproximativ egale, iar în acest moment Medvedev este ușor favorit în ochii specialiștilor de pe exchange. Strategia despre care vreau să vă povestesc se bazează pe trading live. Este mai apropiată de scalping, despre ceea ce v-am vorbit eu data trecută, în episodul anterior, dar o să vedeți la ce anume ne ajută. Da? Încercăm să câștigăm din fluctuațiile de cote ale meciului în timpul meciului. Și trebuie să vedem exact cum anume facem asta, pentru că sunt mulți care m-au întrebat când anume intrăm în piață cu pariu pro, în funcție de cum estimăm că se va mișca cota, sau cum anume intrăm cu pariul contra. Bun, secretul este simplu. Ca să avem profit garantat, indiferent de cât va fi rezultatul final al meciului, noi trebuie să intrăm cu pariul pro, la o valoare a cotei mai mare decât cea cu care vom ieși la pariul contra. Și acum să vă dau un exemplu la băieți, la tenisul masculin. Da? Dacă la începutul meciului Medvedev are cota 1.89, vedeți aici, da? Să zicem că el este primul la serviciu. Știm foarte bine că cei doi servesc destul de puternic și cam greu se fac break-urile. În momentul în care Medvedev va fi la servici, e clar că această cotă se va duce mai în jos, cota pe câștigarea meciului, pentru că el are avantajul serviciului. Dacă și câștigă primul game, o să ajungă poate undeva pe la 1.8 sau mai jos. În funcție de cât se avansează meci, aceasta va scădea sau va crește. Bun, dacă el este la serviciu, ce facem? Intrăm în piață cu un pariu de tip pro. Să presupunem, asta estimăm, că își va face serviciu, își va câștiga primul game, după care plasăm la aceeași miză, uite, presupunem un 500 de lei, da? Avem un potențial profit de 445 de lei. Dacă acea cotă va ajunge la 1.80, să zicem, după ce și-a făcut serviciu, intrăm pe cota2.ro la calculatorul de trading, cu care v-am obișnuit și puteți vedea ce înseamnă asta. 500 am zis miza. Iar cota pariului contra va fi la 1.80. Da? Calculăm și vedem că putem avea un profit egalizat, da? De 23 de lei. Adică dintr-un game, gata, la revedere, noi am câștigat banii ăștia indiferent de rezultat. Dar... ceea ce puteți face este să plasați un pariu de tip contra la aceeași miză și veți avea zero pierdere dacă Medvedev va pierde meciul și veți câștiga un pic mai mult dacă el va câștiga. Nu ne interesează să facem hedge atunci, adică să egalizăm profitul, pentru că după aceea va urma timp la serviciu, dar noi ne acoperim miza, deci nu vom mai risca nimic. Dacă să presupunem că timp pierde vreo două mingi din serviciu, că se întâmplă foarte des așa ceva. Ajunge undeva pe la 0.30. În momentul acela cota scade și mai mult, la 1.7. Chestia aceasta numită scalping, cum v-am zis, adică profităm din fluctuațiile mici
de cote se poate face de 10 de ori în timpul unui meci și se tot adună profitul, se adună și la un moment dat putem să ieșim cu apăsând butonul de cash out, da? Fără să mai avem probleme. De partea cealaltă, la femei, da? Acolo avem, putem profita de faptul că serviciile nu sunt așa de importante, deci apar mult mai multe break-uri, da? Și putem specula faptul că dacă o jucătoare este la servici și își pierde serviciul, automat cota ei va crește. Pentru asta, dacă noi estimăm că se va întâmpla chestia aceasta, intrăm în piață cu un pariu de tip contra. Da? Intrăm în piață cu pariul de tip contra, dacă și-a pierdut serviciu, cota crește și la fel vom avea cota pariului pro, valoarea cotei mai mare decât cea a pariului contra cu care am intrat. Da? Și ieșim la fel, plasăm un pariu de tip pro cu aceeași valoare a mizei și putem face asta de multe ori. Uitați, acum o să vă arăt niște exemple pe care le-am mai postat la vremea respectivă. Puteți ajunge la astfel de situații în care la meciul dintre Simona Halep și Sofia Kenin, după ce a condus Halep cu 6-3, conducea și în al doilea set, avea o cotă foarte mică la victorie, de nu mai știu cât, 1-10, ceva de genul. Dar Simona a început să se relaxeze oarecum. Eu atunci am intrat în piață cu un pariu de tip contra, da? Pentru că, amintiți-vă, la pariu de tip contra, riscul este mult mai mic dacă, cu cât cota este mai mică. Da? Uitați, la 1,90 de exemplu, eu dacă mizez 1000 de lei, risc doar 900. Dacă ar fi 1,10, vă dați seama că la 1000 de lei eu risc doar 100. Ok? Bun, și în situația asta am intrat cu pariul de tip contra, Kenin a revenit, a întors meciul, după aceea s-a aflat chiar la conducere în setul decisiv, până la urmă am egalizat la un profit, indiferent de rezultatul final, de 250 de euro, chiar nu conta cine câștigă, din punctul nostru de vedere, al pariorilor, care vrem să facem bani, na, ca și patrioți, e altceva. La fel am avut un meci între Venus Williams și Mihaela Buzărnescu, tot așa profitul a fost egalizat, până la urmă am profitat și de faptul că ne-a ajutat meciul și evoluția scorului. Ce să vă mai zic, aceste lucruri nu se fac la fiecare meci. Contează foarte mult să vă faceți temele, da? Să urmăriți meciul, nu vă luați doar după statistici. Dacă, de exemplu, o jucătoare calcă greșit sau un jucător calcă greșit, piața va reacționa imediat. O să parieze lumea împotriva lui. Deci e clar, cota va crește. În momentul acela intrăm cu un pariu de tip contra sau dacă vedem că se enervează, dă cu racheta în pământ, da? Atunci este clar că piața va avea o reacție. Intrăm cu pariul contra și după ce crește cota, ieșim cu pariul pro. Nu vreau să vă plictisesc prea mult. Asta a fost despre tenis. O să postez în continuare și pe rețelele mele de comunicare cu voi, adică grupul de Telegram, pagina mea de Facebook și site-ul cota2.ro, cel mai tare site de pariuri sportive din România, știi, din alea ca la, ca la alegeri. Și țineți aproape acolo pentru analizele pe care vi le pun la dispoziție, analizele proprii. Ați văzut că până acum au fost destul de ok. Mi-au murit lăudătorii, dar na, au fost ok. Ești în campanie cred că, și tu. Da, nu, luna asta chiar lumea zic că e foarte mulțumită de rezultatele pe care le-am pus la dispoziție. Așa că hai să trecem acum la fotbal și o să rog pe domnul Adi să ne spună el ce știe despre Dinamo cu Botoșan, că eu nu vreau să mă bagaj. Noi revenim peste vreo jumătate de oră. Deci de la tenis trecem la fotbal și începem cu cea mai mediatizată echipă din ultimele luni, cred, în fotbalul din România, Dinamo București. Dinamo București, multipla campioană a României. Dinamo cu un singur gol marcat în primele două etape, da, cu evoluții jalnice, dar în această pauză de două săptămâni. A transferat, eu nici măcar nu m-am obosit să memorez numele jucătorilor, pentru că încă mai sunt pe drum câțiva. Un 1-1 cu Sibiu la casă, cu Mulțescu antrenor, un 0-1 rușinos cu Chindia la Ploiești, cu Cosmin contra antrenor. Puține goluri marcate în duelul dintre cele două formații, deși Botoșani, mă uitam, are cel mai bun atac din Liga 1 în acest moment, cu 7 goluri marcate în două runde, mai are o victorie cu
ordobasii din Kazahstan. Am spus unei că obosesc băieții. S-au întors obosiți și au bătut cu 4-0 pe Iași. Da. Ultimele trei meciuri, două victorii Botoșani 1-0. Deci 1-0, 1-0 și un rezultat de 1-1 la București. Puține goluri marcate între cele două forme, dar s-ar putea să se schimbe de data asta. Așa este. În ultimele 11 directe au existat doar două în care au marcat ambele echipe. Dar și unul singur în care s-au marcat minim 3 goluri. Deci până atunci doar două. Unu, două. Așa, mai răruț. Crezi că mai înțelege, se descurcă domnul Croitor acum cu o echipă așa, de la zero? Ce fel îți faci tactica? În funcție de cine? Sau cum îi motivezi acum pe ăștia mici care au rămas cu salarii mici, da? Care nu și-au primit banii. Cum îi mai motivezi pe ei să joace? Da. Va fi destul de dificil. Botoșanul e favorit, spunea contra. I-a lăudat ca pe... parcă a jucat cu Sevilla sau cu Liverpool. Pe cei de la Botoșani. E normal să-ți pregătești așa un pic cu terenul. Contra știe cel mai bine cât de greu este și în ce s-a băgat. Dacă nu înțelege, e destul de grav. Și din câte știu eu, toți sunt cu vizitele medicale în regulă, testele de COVID. Indiferent. Deci din toți aceștia care au venit până acum, într-adevăr mai trebuie să vină 1-2, din câte știu și eu, pot să joace. Dar crezi că sunt pregătiți de pe unde au venit? Aici vorbim de omogenitate, nu se cunosc, nu s-au văzut decât la antrenamente câteva zile. Va fi foarte, foarte dificil. E clar că are nevoie de noroc. Dacă învinge, dar e greu cu Botoșanu. Botoșanu e o echipă constantă, o echipă omogenă, o echipă foarte disciplinată, foarte ofensivă. Am 7 goluri, deci 9 goluri în 3 meciuri. Tocmai de aia sunt niște argumente în plus pentru recomandarea mea de pariere, care va fi practic un pariu contra pe victoria lui Dinamo. Contra lui contra. Un pariu contra pe echipa lui contra, pe victoria lui Dinamo în handicap asiatic 0 la cotă de 1.80. Asta ce înseamnă? Că noi vom pierde pariuri doar dacă Dinamo câștigă. Da? Dacă se termină egal, ne luăm banii înapoi, cotă 1. Dacă bate Botoșani, câștigăm. Pariind contra la cotă 1.80, amintiți-vă că noi riscăm mai puțin decât ceea ce putem câștiga. Da? Adică dacă vrem să pariem 1.000 de lei, noi riscăm doar 800. Ca și exemplu. Da. Hai să bogații trecem. Vezi pe urmăritorii noștri. Da. Nu mai vreau să vorbim de Dinamo cu Botoșani, că aud numai lucruri rele. Hai să trecem la Astra cu Sepsi. La ultima clasată, Astra Giurgiu. Incredibil. Mă uitam pe clasament și uitasem unde eu căutam așa de la locul 10 în sus. Zero, da. Avem două echipe care nu au marcat în acest sezon. Șep și OSK. Păi sunt singurele, nu? Da. La fel, uite, nici la Șep și nu mă așteptam să nu marcheze. Sepsi de bine, de rău, are un rezultat de egalitate. Craiova nu te supăra, chiar a avut ocazia, a fost ghinion. La două echipe a furat, dacă le întreb pe domnul. Ce anume? I-a furat. Da. Două echipe care au și avut ghinionul să aibă un program destul de greu. Astra cu FCSB a jucat cu Universitatea Craiova și va juca cu CFR următoarea etapă. Sepsi cu Craiova acasă, ce vorbeam, deplasare cu CFR Cluj și acolo și-a mai revenit. Vorbind de goluri, cum am vorbit și la meciul dintre Dinamo și FC Botoșani, 20 de goluri în 4 confruntări. În ultimele 4 meciuri. Și ele n-au două echipe care n-au marcat, da. Poate se regăsesc, poate vine bine. Poate să dezlănțuie. Vine bine această partidă, da. Vine și Ali Bek cu aripi pe spate după victoria din Austria. Ultimul meu spectaculos în primăvară, înainte de întreruperea campionatului. 2-2, 0-2 la pauză pe terenul celor de la Giurgiu. Cu Ali Bek marcând, apropo de Ali Bek. Deci îl vedeți în campionat, în Liga 1, pe Ali Bek, la fel de montat ca și la echipa națională? Pentru că e necăjit, frustrat, putem spune, că nu s-a transferat. Da, eu nu-l văd, dar dă senzația că atunci când are chef... Se joacă cu ceilalți. Da. Și atunci? Și atunci recomandarea mea este, pentru acest meci, pe goluri, un pariu pro pentru peste 2 goluri în regim asiatic. Da, în meci, la cotă de minim 1.70 în exchange. Asta înseamnă că dacă se înscriu fix 2 goluri, primim cota 1. Avem nevoie de 3 sau mai multe ca să câștigăm pariul. Dacă nu se înscrie sau unul singur, e clar, mă înjurați, scrieți acolo un coment. Da, destul cu românii. Hai să vorbim acum despre campionate și meciuri puternice. Începe distracția. Da, începe distracția ușor. Avem Liverpool cu Leeds în Premier League. Eu personal abia aștept să
înceapă Premier League. Și eu, și eu. Asta se nota, da? Ce? Pixam, da? Domnul Adi, sunt supărată pe dumneavoastră. N-ați mers pe mâna lui Arsenal. Ne revanșăm sâmbătă. Începem la 20:30 cu Fulham Arsenal, meci pe care îl comentez, e primul meci din acest sezon. Te urmăresc. Ai grijă. Mai am duminică Tottenham Everton, meci bun și ăsta la 6:30, dar Liverpool, un meci foarte așteptat, în primul rând pentru că se întâlnesc două echipe de mare tradiție. Două campioane Angliei și o fostă campioană. Interesant că Leeds a câștigat ultima oară campionatul în 1992, exact ultimul campionat până în inaugurarea Premier League. În acel an s-a decis formarea Premier League. Ruperea de Football League, care a fost înființată la 1888. Mai sunt decimați prin carantină. Mi se pare că mai era cineva pe la Liverpool, nu mai știu cine. Discutam noi și la ultima emisiune, a făcut mari transferuri. Reamintesc chiar pe Tsimikas, da? 11,7 milioane de lire sterline. Păi de ce are nevoie de mari transferuri dacă... Așa este. Așa, nu? O să vedem Chelsea, că Chelsea a făcut mari transferuri, da? Ce bani, că vin și jucători a luat. Dar să vedem cumva... O să vorbim Leeds... data viitoare despre Chelsea, după ce pierde primul meci. Da. Leeds a avut probleme cu Bielsa, care, dacă nu greșesc, chiar ieri a confirmat că va continua, că au fost probleme cu mare sa. Mare, da? Cel care are în acest moment 100 de meciuri pe banca celor de la Leeds. 56 de victorii, 18 egaluri și 26 de înfrângeri. Ultima victorie a lui Leeds în 2001, e adevărat că dacă Leeds a tot fost prin ligile inferioare, s-au întâlnit doar de câteva ori în Cupa Ligii și în Cupa Angliei. Ultima victorie a lui Leeds datează din 13 aprilie 2001, chiar pe Anfield 2-1, cu Rio Ferdinand și Lee Bowyer marcând pentru Leeds, o echipă tare la vremea. Eu ascult cu mare interes. În caz că ai uitat, ne reamintești. Mi-e place să mă uit când am meciul de Anglia la istoria confruntărilor directe. O istorie care începe în 1924, Leeds-Liverpool. Din ce motiv? Pentru că Leeds e înființat în 1919. Uitați-mă acest moment. Deci după primul război mondial. La noi e târziu. Nu încurcă pe Liverpool de data aceasta? Nu cred. Ca nu promovată, nu cred. Nu cred. Pentru că... Nu cred. Liverpool trebuie să înceapă tare. Are un an destul de dificil. Ideea trebuie este că Liverpool a câștigat 25 din ultimele 26 de meciuri jucate pe Old Trafford în Premier League. Îți dai seama ce bilanță, pe Anfield în Premier League. Iar în 24 dintre acestea a marcat minim 2 goluri. E un bilanț bun, excelent. Se simte bine acasă, chiar dacă ultima nu s-a jucat cu spectatori. La capitolul directe, în 6 din ultimele 7, i-a căsăpit pe Leeds, pe unde i-a prins. Sunt 58 de victorii Liverpool, 27 Leeds, 30 de egal în istoria confruntărilor directe. Atunci recomandarea o să trecem direct la recomandare, că dacă nu ar dura, dacă stăm să-l ascultăm pe domnul Adie și cât știe el, ar dura 2 ore emisiunea. Da, pariu pro pe victoria lui Liverpool în handicap asiatic de minus 1,5. Da, la cotă minimă de 1,90. Ce înseamnă asta? Că avem nevoie ca Liverpool să câștige la 2 sau mai multe goluri diferență. Cred că e pariul logic și sper să fie așa, pentru că... Na. Am uitat să amintesc faptul că l-a luat pe Rodrigo de la Valencia 26 de milioane de lire sterline, pe Koch, Robin Koch de la Freiburg 12 milioane de lire sterline, deci au cheltuit ceva bani. Pe Rodrigo de la Valencia, păi bun, hai să vorbim atunci despre Valencia. Vorbim despre Valencia. Comentezi Valencia, și Valencia, nu? Valencia cu Levante. De data asta nu, cu Levante. Levante, locul 15 ultimele două sezoane, o echipă e la al treilea sezon consecutiv în La Liga și la nouălea în ultimii 10 ani. Cu un antrenor pe care l-au din 2018, la Valencia sunt câteva modificări. În primul rând, Javi Gracia, nu Garcia, Javi Gracia, un tehnician de 50 de ani, îl știu de la Watford din Premier League. Nu este cu nimic în evidență, nu e un antrenor spectaculos, dar probabil că are și un impresar bun, probabil că e disciplinat. Am mai fost și pe la Rubin Kazan în Rusia, are un CV ok, să spunem. S-au dat destul de goluri, mă uitam în istoria confruntărilor dintre cele două formații. 20 de goluri în ultimele 4 partide. Da, da, am observat. Chiar în ultimele 6 partide, în ultimele 6 partide au înscris ambele echipe. Deci nu mai e Valencia-Levante ăla de pe vremuri de 1-0, 2-0. Nu, acum se cam dau. Levante are o singură victorie asupra Valenciei în ultimii 5 ani. Da? Interval în care s-au întâlnit de 9 ori și Valencia a câștigat 5.
nu a câștigat niciodată Levante pe Mestalla, iar Valencia este neînvinsă în 19 din ultimele 20 de meciuri disputate acasă. Nu a avut un sezon extraordinar, dar uite, dacă îți vine să locul crezi. Locul 9. Da. Dacă îți vine să crezi. Au jucat și un amical 29 august, 0-0. Amical. Bun, recomandarea mea este una mai curajoasă, să știți, de data asta. Merg pe un pariu pro la cotă de aproape 4, 3,90, pe victoria Valenciei și ambele echipe marchează. Deci avem nevoie de o victorie a Valenciei cu minim 2-1, da? Poate să fie și 8-7, tot câștigăm, nu ne interesează. Dar important e să înscrie ambele și să câștige Valencia. Și acum un meci surpriză dintr-un campionat destul de spectaculos în ultimul timp. Trabzonspor cu Beşiktaş. Începe Superliga în Turcia. Bătaie la turci. Bătaie, da, da. Hai să vedem, Adi. Locurile 2 și 3 din campionatul trecut. Da, așa Trabzon. Este. Trabzon a ratat la deci sau da. Chiar mi-a părut rău. Mi-a părut rău de 65 ei. De puncte la 4 de Istanbul, Başak Şehir. Dar au câștigat 62 cupa, de puncte. Nu? Au câștigat cupa, da. Ei. Da. 4 goluri medie pe meci în ultimele 4 confruntări dintre cele două. Asta ne interesează. Doi antrenori interesanți. Sergeni Alcin, îl știm cu toții, fotbalist de mare, mare calitate la Beşiktaş, dar mai ales Eduard Newton, care în acest an a trecut de la asistent la interimar și apoi la antrenor principal la Trabzon. Fost coleg de echipă cu Dan Petrescu la Chelsea și cu Di Matteo, cu care a și câștigat cupa și apoi cupa campionilor cu Chelsea. Așadar, un antrenor cu nume, la prima experiență ca antrenor principal. A mai condus-o pe Trabzon în ultimele două etape, două victorii, randament 100%, din acest punct de vedere. Probabil că s-a făcut plăcut acolo. Trebuie să spunem că în Turcia n-a retrogradat nimeni. E un clasament ciudat cu 21 de echipe. O să ajungă ca în Argentina. Clausura și apertura aia, îl împart în două, da. Da. Mi-aduc aminte pe vremuri, prindeam, aveam în grila de canale un canal de televiziune turce, Show se numea, parcă, sper să nu greșesc. Fiecare duminică seară, o oră și ceva, era ore jumate din Turcia. Eram atât familiarizat cu campionatul Turciei, a dispărut din grila de câțiva, dar tot, acum ne ajută netul, ne ajută... Da. Da. Trabzon mai sunt cu suspendarea aceea, da, cu fair play financiar în Europa, asta, nu? Exact, sunt suspendați din cupele europene. Sezonul ăsta sigur și se discută și pentru următorul sezon. Vezi, dacă era City, se rezolva imediat. Poate sigur, aveau da. Și ei acolo o pilă. Îmi plac asta cu fair play financiar. E atât de stufos. Nu știu, mie îmi place campionatul Turciei, în special prin ceea ce înseamnă financiar și cum sunt ajutate cluburile. Și la fel, ele trebuie să respecte un anumit plafon pentru transferuri. Tot povestește Marius Mudică mereu când vine. Sunt ajutate cu anumită sumă, constant. Adică e o rețetă mult mai bună și mai atractivă din punctul meu de vedere. Respiră fotbal, mai ales fanii. Da, și uite că merg destul de mulți jucători cu nume. Dacă n-ar fi... cum să spun, politica asta bașcanilor care se supără de la o zi la alta și dau afară antrenori și jucători, dacă ar fi mai așezați, eu zic că ar merge mult mai departe. Oricum au campioana direct în grupele Champions League, Istanbul, Başak Şehir, care se bucură de punctele adunate de alte echipe, nu de ei, da? Ca și alte formații de pe la noi. Da, va fi un meci foarte interesant. Eu zic că se vor da goluri, reamintesc, 16 goluri în ultimele 4 meci, deci o medie de 4 goluri pe meci. Da. Dacă zice domnul Adi de goluri, vă zic și eu una singură atâta. În 7 din ultimele 8 au marcat ambele și s-au înscris minim 3 goluri în meci. Da? Asta m-a interesat pe mine. În rest, Adi a confirmat că recomandarea mea e una bună. Un pariu pro pentru peste 3 goluri în regim asiatic în acest meci. La cotă minimă 2,10. Explic din nou. Asta înseamnă că dacă se înscriu fix 3 goluri, primim banii înapoi. Dacă se înscriu 0-1-2, pierdem. De la 4 în sus, am luat bani. Ne-am umplut de bani. Da. Dar mai am și o parte de un duel al pronosticurilor? Sau iarăși vrei să vă duelați? Hai să ne duelăm. Doar hai să vedem unul. Care e mai tare. Da? Serios? Că este egal. În momentul de față suntem la egalitate. Vreau neapărat vreau să întreb ce s-a întâmplat la ultima emisiune. Dinamo Botoșani, domnul Adi. Dinamo Botoșani.
1-2. Domnul Cătălin. Nu cu sufletul. 1-1. Castraș-Epșin. 2-2. 1-3. Deci 4-2. Tu vrei să-i nenorocești pe Astra de tot. Liverpool-Leeds. Liverpool-Leeds. 3-0. Gata? 5-1. Blând. Valencia-Levante. Valencia-Levante. 2-1. Gata? 3-2. Să fie show. Și la turci, Trabzon. Ca în ultimul meci din februarie, Trabzon-Beșiktaș, 2-2. Să menținem media de 4 goluri. Da, 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 interesant. Nu, cred că Trabzon o să bată. 3-1. V-am notat, gata. Vedem în episodul următor. Până atunci, domnilor, nerăbdători să înceapă aceste campionate, nu? Nerăbdători, despre care am vorbit. Nerăbdători. Așteptăm să te ascultăm la comentarii. Da? Te rog frumos, ai grijă la Arsenal. Mulțumesc. Iar pe mine știți unde mă găsiți, știți, da? Stați cu ochii aproape, că ați văzut ce se întâmplă. Vă mulțumesc foarte frumos, domnilor, și vouă că ați fost alături de noi la un nou episod din Bursa Pariurilor și ne revedem și săptămâna viitoare.